sau tragi fete și prima am găsit la un lucru cu citesc de atajează suntem pe tracker.gf.ro. Suntem pe serverul pe care l-am promovat câteva zile în urmă. Ieri a fost marea deschidere a acestui server și am apucat să vedem și eu câte ceva acolo. Chiar a fost interesantă deschiderea. A fost una reușită, după părerea mea, dar din păcate n-am prins loc într-o facțiune, nici lider, sub-lider. Trebuie să alerg după liderul FBI și de la SPD ca să prind deocamdată măcar un loc în poliție. Haideți totuși să arăt unde este spawnul ca să fie treaba treaba. Dacă țin bine minte, aici este corect. Din cauza modului nu este de... Oh, fain, nu erau luminile astea. Idee de seară. Deci aici este spawn, aici vă spawnați la începutul la fapt la sfârșitul registrării, fix aici. Și asta să aveți aici ajutor pentru nou venit și începători. Hai să dăm pe începător. Și vedem desfășurarea jocului, chat-ul, administrația serverului și comerțul. Este interzis orice tip de fraudă financiară, se interzice vânzarea, cumpărarea bunurilor pe bani real. Se interzice transferul de vânzare de conturi. Pick-up-ul de lângă tine conține alte informații. Info. Despre proiect, informații proprietăți, despre comunitate sunt nou ce trebuie să fac. Să țin un job. Nu știi cum să ajungi la primărie, folosesc GPS ca să câștigi locațiile. Dacă vrei să afli cum se utilizează fiecare job, mergi la secțiunea despre joburi și la ce mă ajută jobul. Dacă ai un job, poți să strângi mai repede bani. Astfel, la level 3, ții un vehicul personal. Pe lângă vehicul personal, poți să îți cumperi și o casă sau o afacere. Cum mai pot face banii? Banii mai pot face la eventuri sau din misiuni. Miss Info, asta nu știam. Ai făcut deja această misiune. Și aici este banner, bine ai venit pe registrarea că CF. Dacă întâmpi dificultăți, poți folosi N. Help-ii noștri stau la dispoziție, folosește comandare Help. De asemenea, poți să tastezi Help pentru lista de comenzi. Ca să vezi a ce level poți intra într-o facțiune, scrie recrutări. Ești șmecheră și fata asta. Acestea sunt sultane, nu știu dacă nu știu dacă o să intrați și o să vedeți precum și sultan de poate este schimbat de asemenea, dar ce puțin așa este schimbat la mine din cauza la acest mod și priviți ce șmecher este ca în realitate asta țin cu redusul vitezei. Nu le dat examen de permis de conducere. Aici este foarte scurt acest examen, nici 2 minute nu cred că voia intra sebre case, încă sunt ieftine și proaspete, puteți să faceți ceva. Eu am prins ieri la primele evenimente mulți, mulți bani. Mi-am luat acest ranking și priviți, prea nu priviți, luați la cunoștință că este 7 KK ranking-ul. Și casa pe care mi-am luat era tot 10 data. Deci am făcut aproximativ vreo 30 de milioane de eventuri. Bine, am și muncit. Economia este puțin crescută pe acest server, cum am și prima oară, dar s-a schimbat game mode-ul din... nu știu dacă mai este RPG, dar știu că este GF acum. După cum bine și vedeți. Și pentru oamenii noi care vin pe acest server, nu uitați asta, stați bonus level. Scuzați-mi vocea, sunt puțin cam obosit, priviți cât este ceasul, este mai pe ora 2, doar ce s-a retras lumea la culcare, mai rămas decât style da kid. Am vorbit și cu el puțin la seară, este în abonat, să-l salut și pe el.
Mi-a luat un pad impresionant părerea mea, vă rog, duceți la House 54 pentru a vă da un rent. Până una alta, vă arăt. Nu știu dacă merge acum Horse Bed System, adică nu știu dacă mă încadrez în ora aceea. Interesantă faza cu rulajul la mașini, dar și cu asigurarea. Parcă acolo este Horse Bed System. Nu, acolo este pentru eventuri. Mașina este dealership, aici este apa Safe City Bad Place. Ok, aici este Gun Shop, a prins foarte bine băiatul ăsta Gun Shop-ul. Futur în gură să fut. Ups. Intrăm super simplu și este destul de mare această încăpere, Doamne Dumnezeule. Priviți unde vă bagă. Deci că este un depozit, dacă așa arată. E foarte spațios. Hai să dăm totuși... Ups. By Gun. Și ne apare cea lista cu orice armă pe care vrem să o luăm. Deagle. No. Bineînțeles, contează și... câte gloanțe luăm. Unde este mașina? Așa, perfect, eram deja gata să răbufnesc în plâns. Hai tot să dăm un rob, robul e mult mai simplu decât așteptați. Este ca în realitate, dacă vreți, cu spargerea bancomatelor și să fugi. Haide să facem o probă. Ok, am intrat, robul se dă aici. Scriem rob bank. Bank nu poate fi judecat dacă nu sunt polițiști online. Da. Are dreptate, nu pot să fac asta. Tot ce constă în robul ăsta, scrie rob bank și îți dă o locație random pe hartă și o să câștigi 60 de cafix. Nu te duci, și pe chiar ușa asta să moră, fratele meu. Nu este cu furatul sacilor sau cu alte chestii de complici să te prindă poliția verde. Este ca la altate, spargi bancomat, ai fugit și gata. Nu știu, ar fi de bună să se bage și în al doilea sistem de rob, gen tot așa să zici, fugi banca asta. Totuși este interesant. Haideți să mergem, să așteptăm mai trebuie să se respawneze mașina. Hai să vedem și cum altă dealer și cu totuna. Încă mai este băiatul ăsta, mă. Mai am 15 cu 16, mai am puțin și fac și eu level 4, să vedem ce-mi dă la level 4. Hai să vedem cum este SPD-ul oare. Nu știu să zic. Hai să vedem cum este la taxi, pentru că se caută oameni în taxi, încă nu s-a tras la sorți oamenii, liderii, nici pentru primar. Aici este HQ de alese taxi. Deocamdată o să ne bazăm doar pe orașul Los Santos. Scuze, sper să nu plătesc mica. Deocamdată o să ne axăm pe orașul Los Santos. Ne las pentru a nu se pună mare accentul și în San Fierro nici atâta. Doar ce încă nu sunt player. Asta este singurul motiv pentru care și pe serverele mari Los Santos este principal ținta playerilor să își au casă, o afacere, ceva. Poate merge și nouă afacere astăzi. Ok. Prins toate mașinile. Astea sunt anul.
Că nu sunt. Asta e bulletul la mine, asta e ballet. Și mai chiar să moară, frate. Nu. Bai, dar. Bicicleta cea mai ieftină 300 cum este și normal Freeway Sunrise. Phoenix 900K, ieftin, ieftin tăticule. Clubul, Savana, Stavon, Elros, Windsor, Huntley, Buffalo, Comet, Jester, NRG-ul este ieftin. Nu știu ce e ieftin NRG-ul. Noi, dar... Hai deja al doilea vehicul personal. Aici sunt vehicule cu numărul 2. Da, și este aceea este vehiculul cu numărul 1. Hai să știm din dealership. Să fac în religie, nu? Sinking Caldeu Turismo. Înșel. Hai să mergem în căutarea unei afaceri acum. Hai să vedem dacă avem succes. Ok, hai să urcăm în mașina asta de munte. Sinking. Ce afaceri ar fi bune. Deci mi se pare foarte șmecheră ideea asta pe care am implementat-o cu iconițele și cu teritoriile Balas. Ghosted. Și cu mexicanii aia galben. La partea asta de sus, de la Downtown Los Santos și la Temple, este acel de la Grove Street. Ce putem oare noi să găsim la ora asta? O afacere profitabilă. Trebuie să-mi iau și upgrade points pentru casă, ca să-mi o upgradez, ca să puteți și voi să dați rent. Ce ar putea Alin să găsească? Păi mi-a rămas plăcut surprins, am avut niște nervi aseară că m-a lăsat calculatorul exact când am vrut. Mi-a dat crash exact când să aleg skin-ul și n-am primit bani bonus. Skin-ul nu mi-a lăsese și am vorbit planul cu un termin și mi-a dat skin-ul. Banii nu mi-a dat. Poate nu mă credea că e așa. Vede că nu s-a pus în vânzare acest bit. Clash și Axio. Banca e foarte scumpă, dar mi-aș fi luat-o. Oare pe in shop ăsta? Nu se fac bani, uite din gun shop și banca se scop banii. Bune din gun shop. Atunci să mergem să ne reparăm mașina, să vedem dacă o să mai cumpăr ceva, mai este un gun shop cumva în LS. Ce bine să pleci de pe munte așa, în stilul ăsta, dar nu în stil cum mă refer. Hai să ne cuprinde acest sinking la oră 119, 194, 196. 196 constanta. N-am fost atent, scuzați-mă. Hai să vedem totul, să vă arăt că nu se axează foarte mult pe transmentul azi. Da, oare nici cazinore nu sunt făcute oricum, a anunțat creatul ăsta un termin, o să mai fie update-uri pe care probabil s-au uitat, nu s-au pus, nu știu din ce motive. Da, văd că a venit pe ID-ul. Interesant, perfect. Stats 16-16 by level. Level up, you are now level 4. Upgrade, you have to unspent upgrade point up. Upgrade.
Upgrade name, you have upgrade point, extra health, shield. Da, deci în LV nu sunt deocamdată scriptate case casinouri. Deocamdată trebuie player pe acest server ca să avem cu cine să ne jucăm. Am fost ieri număr de 20 și puțin. A fost ok, uite, nici asta. Asta da, dar știu că nu pot să o... Da, da. Știu că nu pot să o... Tunez. Și e bine, dragi verificați, dați anunță finalul episodului. Eu am fost Alin, sper că intrați pe server număr încă mai mare. Am venit vreo să ies și eu. Ne auzim cu următoarea dată, salut!